Naționala feminină de handbal a călătorit o zi întreagă ca să ajungă în Spania, locul de desfășurare al campionatului mondial. Naționala feminină de handbal a sosit astăzi la Castellón de la Plana, unde va începe a 25-a ediție a campionatului mondial. Până acum, trupa lui Adi Vasile nu a lipsit de la niciun turneu final. Așadar, ele au sosit astăzi și vor fi cazate aici, în spatele meu, este un hotel de 4 stele, care evident cere performanțe de top. Româncele nu au voie să iasă din bula de la hotel până nu vor fi testate. Tricolorele au ajuns la Castellón seara târziu, iar fetele au intrat într-un program strict până la primul meci, care va fi vineri 3 decembrie, împotriva Iranului. Mergem să ne testăm cu adevărat, mergem să încercăm să scoatem din noi tot ce putem mai bun, astfel încât să avem dacă vreți, o imagine clară a noastră în momentul de față. Este un nou început pentru echipa lui Adi Vasile, care va evolua după 15 ani fără cea mai bună jucătoare din lume, Cristina Neagu. Din grupa C mai fac parte Kazahstan și multipla campioană mondială Norvegia.